Păi mă, neică, la noi muierea pupa mâna bărbatului până mai adineauri, zicea Mărina lui Pătru, și din dumneata nu-l scotea niciodată. Îi făcea 3-4 copii, dar nu îndrăznea să-i zică tu. Cele mai mândre, care se ambiționau, nu-i ziceau nicicum. Femeia are socotelile ei, ea să ție de coada cârpătorului, să se ție de oala de mânușă, la foc să steie ciucită la vatră și să lase politica. De asta ne ocupăm noi, asta e pentru oameni. Femeia, ce știe femeia? Ea să șteargă sticla lămpii, să palinieze clondirele pe corlată, să fie drepte, așa să tragi cu ața, să le tragă, să spună ventuzele și să nu-ți iasă din vorbă, că ce știe ea? Înainte nu prea vedeai la față că purta maramă, zăvelcă lungă, colop, abia-i sclipeau gleznele. Dar o ghiceai pe-a frumoasă și o furai, domnule, o luai pe cal și o făceai muierea ta, era o dulceață. Da, acu pe cin să furi? Uitați-vă în jur, pe cin să furi? Altfel era viața mai tacticoasă. Umblai în cămașă lungă până spre 20 de ani, că ziceau că ești copil. La 20 de ani îmbrăcai izmenele, te încingeai cu brâul și plecai după fete. Le încântai din fluier. Nu mai sunt rânduielile alea. Trăierai cu caii, vedeai cum se sucește lanțul pe steajăr. La urmă întorceai caii, rămânea jos grâul ca aurul. Aveai stupi, oi, beai câte un putinel de lapte bătut și te ștergeai la gură cu mătca. Mâncai un geac de brânză, coceai floricele, nici mălaiul nu mai e. Așa de dulce când îl spoia mama cu cocă și făcea pe deasupra flori cu lingura. După aia îl băga în țăst, zăbicul are alt gust. Și vitele parcă sunt mai proaste, că țin minte când se ducea mama să mulgă vacile în obor, viței care tăteau aleși în curte, cum o vedeau cu oala în mână, săreau, se gudurau pe lângă ea. Știți că și anul ăsta prica iar mi-a rămas stearpă. Și vitele sunt mai proaste. Ascultați-mă pe mine. A pot să discuți cu femeia lucrurile astea? Că nu poți. Nici copii nu mai face ca lumea. Să-ți umple casa, să te simți om. Una, două-i leapădă. Zice că a râvnit la varză acră și n-a găsit la repedzeală și l-a lepădat. Ori că a râvnit la cireșe iarna. Și de unde să ia? Și s-a stârpit. Bazaconii nu vor să dea în greu. De aia s-a împuținat lumea. Păi înainte, când veneau turcii pe aici, cine-i lua la palme? Câte 10-12 săreau din câte un copac pe turc. Lui Baba Novac pe aici îi plăcea să se bată cu ei, de ne lăuda și Mihai Viteazu. Dă-ți, mă, băgaia-și la Ududoi, să mai stea și pe acasă. Discută astea cu Maria Bălii, uite-o că vine, toată ziua prin Odei, să vezi ce zice, că ea a stat toată viața cu fundul pe cămașă degeaba și nici tabla mulțirii n-o știe. Mărie, cât fac fă 9-8? Care e fă capitala Portugaliei? Ei, soare-te, măi, târziule, și nu mai ai lozi aici cu copiii, că ai și început să iei culoarea cerii. Păi găsește-mi tu una care să-mi placă și să-mi pup pe mâna la comandă, că acu o iau. În deci de asta, vezi să nu te pupe moartea rece.
Neamărina lui Moșu Pătru se apropia bine de 50 de ani, dar nu se hotăra să se însoare, toate aveau câte un suruf. Era poreclit târziu, dar numai Măria Bălii îndrăznea să-i spună în față. Deștept, iscoditor, cunoștea bine ce-a fost înainte pe la noi, avea parcă un alt puls, dar cu 100 de ani în urmă, lăcrima sec pentru stricarea rânduielilor. Și după cum citise el în Norii de la Cornul Caprii, nu era de-a bună. Se întoarce lumea cu curul în sus și se scufundă pământul. Casa lor bătrână, de moșneni așezați, intra încet în pământ.